Cântăreții au repetat, repet și eu, alegerea ta, alegerea ta, gândește-te bine ce va urma. În Psalmul 129 este un cuvânt de salut, versetul 8, vi-l adresez. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi. Vă binecuvântăm în numele Domnului. Dar pentru a avea parte de binecuvântarea Domnului, vreau să privim în această seară la ce descrise în psalmul anterior, unde scrie în versetul 4, așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Și vin în fața dumneavoastră nu doar cu o orare, ci cu o provocare sub forma unei întrebări. Ce viitor va avea familia dumneavoastră? Eu cred că dacă cineva își dorește fericire, își dorește în primul rând pentru casa lui. E legitim aceasta. Dumnezeu, prin creație, a turnat din noi, din dragostea sa nemărginită, un strop. Și cel mai mare strop a fost pentru viața de familie. Să ne iubim unii pe alții, ca soț, soții, să ne iubim copiii, își iubesc bunicii, nepoții. Așa este normal, scrie Înțeleptul în cartea Proverbele, referitor la aceste relații de familie, 17 cu 6, copiii copiilor sunt cununa bătrânilor. Bătrânii, chiar dacă încetează și se apropie de sfârșitul vieții, ei trăiesc prin urmașii lor. Și părinții sunt slava copiilor lor. Dar revin cu întrebarea, va avea familia noastră în viitor fericire? Cu siguranță că și cei care încă nu sunteți căsătoriți v-ați dori să fiți fericiți când vă veți căsători, da? Vreau să vă pun în față câteva familii din istoria biblică. Trei familii fericite. Familii în care a fost salvată toată casa și au avut binecuvântare pentru urmașii lor. S-a împlinit ce scrie în Psalmul 128, versetul 5. Să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Pacea să fie peste Israel. Să-i vezi binecuvântat, să te bucuri de ei, să fie fericiți. Și vreau să vă pun în față și trei familii care au avut șanse la fel de mari ca celelalte familii. Trei. Dar din această a doua serie de familii nu s-a mântuit decât un singur om din casă și viitorul a fost o nefericire. Bătrâneția celor părinți a fost o durere. Dacă doriți, urmăriți-mă din Cartea Sfântă, Genesa, capitolul 7, 6 mai întâi. Ne aflăm în 2400 înaintea erei noastre, aproximativ. Sunt cuvinte adresate de Dumnezeu, versetul 13 lui Noe. Sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de silnicie, iată că am să-i nimicesc împreună cu pământul. Și asta presupunea moartea părinților, a copiilor, a tuturor celor ce erau în casă, cu toată avuția lor. Totul s-a pierdut la potop. Puțin spus, ruine. N-a rămas nici urmă. Trebuie să săpăm bine în pământ să mai dăm de ceva din ce a fost casa lor. Dar în vremea aceea, a unei distrugeri generale, de care spunea Petru în a doua epistolă, capitolul 3, că unii se facă nu știu, să sape mai bine. Să citească în cronicile diferitelor popoare, pentru că și din coace de Atlantic și dincolo sunt date chiar de ordin arheologic și istoric că a fost un potop. Căci Dumnezeu care a creat pământul și stăpân peste el. Dumnezeu a învățat pe evrei să nu se socotească proprietari de pământuri, numai regim de concesiune, 49 de ani și vorbiți iară cu stăpânul. Și atunci Dumnezeu și-a rostit cuvântul. Dar ce frumos că pentru o casă Dumnezeu a pregătit o salvare. Și scrie în 7 cu 1, Domnul a zis lui Noe și vorbea cu patriarhul
intră în corabie tu și toată casa ta. Și-a intrat nevasta, și-a intrat băieții, și-au intrat nurorile. Și nu trebuia să se uite pe geamul de la corabie. A noștri nu au murit. Nu, că s-a ieșit toți. Și-au suprafețuit acestui cataclism universal. Și spune Scriptura, întorcând paginile, că Dumnezeu și-a adus aminte de ei și înainte de potop și după aceea ei au adus o jertfă Domnului și scrie în 9:1, Dumnezeu a binecuvântat pe Noe și pe fiii săi și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să vezi pe copiii copiilor tăi, trăind, supraviețuind. Ne aflăm poate la un pas de sfârșitul istoriei și vine un alt cataclism la fel de universal, nu prin apă și prin foc. Vreți să vă supraviețuiască familiile? Va fi nevoie de data asta nu într-o arcă să fim scăpați, într-o navă. Vine Domnul după noi, binecuvântat să-i fie numele. Și am vrea să avem parte de fericire împreună cu El în slavă și pe noul pământ. Să aducem o ardere tot cât ce a fost atunci, a fost un mic prototip. Să ne închinăm înaintea Celui ce a făcut toate lucrurile. Și să-i mulțumim că a hotărât să ne binecuvinteze casa și să ne o salveze. Ce l-a calificat pe Noe și toți urmașii lui să aibă parte de acest har? Spune Scriptura, sunt cuvintele Domnului Hristos, vă citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 24, despre vecinii lui Noe și nu numai oamenii din vremea aceea. Versetul 37, cum s-a întâmplat în zilul lui Noe, a doua se va întâmpla și la venirea Fiului Omului, istoria se repetă. În adevăr, cum era în zile dinainte de potop, când mâncau, beau, se însurau, se măritau și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți. Așa va fi la venirea Fiului Omului. Oameni preocupați de lumea materială, de activități, de distracții, bunăstare. Noi a fost omul care a știut ce are Dumnezeu un plan să facă. Și s-a concentrat în această lucrare că nu a venit corabia de la Dumnezeu de pe stele. A construit-o Noe și casa lui. Să fie binecuvântate Domnul toate familiile care își fac vreme să se preocupă de viitorul lor, de starea lor sufletească. Ceilalți oameni se gândesc numai la viața de aici, de parcă n-ar mai muri. Să mâncăm, să bem, să facem, să dregem și la viitor? Nu se gândesc? Sunt părinți care se gândesc la copiii lor doar raportat la viața asta, să aibă o școală bună, o profesie, titluri academice, avere și la urmă? Se gândesc și la criptă care-s bogați și-o fac. Și mai încolo? Și mai încolo de mormânt nu ți-ai strâns decât o sândă. Ai vrut aici pe acest pământ să saturi inima flămândă, dar toate ei se duc pe rând. Dragii mei, Noe nu avea planuri numai pentru aici. Dacă vrei să ai un viitor fericit, gândește puțin mai departe. Și pentru aceasta te va ajuta Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. În paralel vreau să ne uităm la o altă familie din care, într-o situație asemănătoare, nu s-a salvat decât un singur om. Citesc tot cartea Genesa, capitolul 18, sunt cuvintele aceleiași Dumnezeu. Versetul 20, strigătul împotriva Sodomei și Gomorii s-a mărit și păcatul lor este într-adevăr nespus de greu. De aceea mă voi pogorâ acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la mine și dacă nu va fi așa, voi ști. Și o ultimă delegație s-a prezentat la Sodoma în urma căreia urma să se rostească sentința unui cataclism cu foc peste localitățile unde actualmente se află Marea Moartă. Și scrie aici în Genesa 19, și ascultați-mă, vă rog, familia lui Lot ar fi putut să fie binecuvântată. Mă întorc puțin în Genesa 12 ca să vă arăt două dovezi că putea să fie binecuvântată și salvată. 12, versetul
3. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și atenție, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Și dintre toate familiile pământului, că alt izvor de binecuvântare decât cel rostit de Dumnezeu prin Avram nu există. E singura sursă de har de la Dumnezeu. Dintre toate aceste familii, care putea să fie prima familie binecuvântată? Familia lui Lot, pentru că a fost singura familie ce s-a însoțit cu familia lui Avram în Canaan. Putea să probeze harul binecuvântării. Și pentru că Dumnezeu se ține de cuvânt, înaintea cataclismului din Sodoma, Gomora și alte cetăți, îngerii au zis, Genesa 19, versetul 12, bărbații aceia au zis lui Lot, pe cine mai ai aici? Gineri? Și la noi i-a salvat Dumnezeu nurorile, nu? Asta avea fete, putea să-i salveze ginerii. Fii, fiice și bineînțeles nevastă. Și tot ce ai în cetate, scoate din locul acesta, căci avem să nimicim locul acesta, pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne trimis Domnul ca să-l nimicim. Și a ieșit Lot să vorbească cu ginerii, ginerii credeau că glumește, i-au silit îngerii să iasă, doamna nevasta lui s-a uitat înapoi, a rămas acolo, a scăpat cu două fete, într-o peșteră s-a dovedit că și acelea erau tot cu Sodoma în cap, s-au pierdut și alea, a avut Lot doi nepoți și a avut și strănepoți. Și știți dintre nepoții și strănepoții lui să se fi mântuit vreunul? Nevasta au rămas, fetele au devenit imorale și spune Scriptura în Cartea de Deuteronom, capitolul 23, despre urmașii acestui om care putea să aibă parte de binecuvântare, versetul 2. Eu citesc parafrazat, asta este nepoții lui Lot, Amonitu și Moabitu. Să nu intre în adunarea Domnului nici în al 10-lea an, pe vecie, e cutremurător. Să-ți fie adus copiii la binecuvântare și în final să spună Dumnezeu, 10 generații de la tine din casă nu se mântuie nimeni. Nu o să fie membru în adunare niciunul. Nevastă au căzut de la credință și fetele tale au ajuns prostituate. Ce tragedie! Dar ce greșit omul ăsta atât de fatal? Omul acesta s-a separat de unchiul său Avram, și s-a încorporat în societatea vremii care a spus-o Domnul Hristos, că semăna leit cu a noastră de acum. Dragii mei, fiți atenți că lumea vrea să vă înghită copiii și nepoții. Trăim într-o vreme ca cea din Sodoma. Au venit musafirii la Lot să pună masa și vecinii, bătrâni și tineri, bătea unul și deschide. Ce vreți? Și greu să spui. Cum zice în Efeseni 5 că ți-e și sfială să spui ce fac ei. Dar acum nu e așa? Deschizi internetul, că vrei să comanzi ceva, vrei să cumperi un bilet și zici că e ca în Sodoma, numai bal la ușă. Nu vrei? Clic, într-o parte, într-alta, un link, să accesezi. Măi, lăsați-mă în pace, vreau să-mi cumpăr bilet. Da, de unde? Zici că nu te las. Este o societate abuzantă, o societate imorală. Și asta tinde să ne cucerească familia și ai noștri să-și piardă binecuvântarea. Dumnezeu să vă păzească copiii și nepoții. Nu le deschideți ușa, că îngerii vă pot ajuta să vă rămână ușa închisă, ca să vă fie salvați. Lot a vrut să vorbească cu jidirii să-i cheme la salvare, dar eu vă întreb, ce credeți că până atunci Lot putea să-și cheme jineri la rugăciune și ar fi venit? Dacă vreți să faceți proba, dacă vor fi salvați copiii și nepoții, faceți proba tot mereu chemându-i la rugăciune, la o cântare, la adunare. Și dacă vă ascultă pe dumneavoastră, o să fie prezent și când vine îngerul. Uneori mergem prin familie și normal că dacă vizităm o familie, ne rugăm. Și când văd că sunt copii chiar mai mărișori, care nici pomeneală să pună pe genunchi, mă întreb eu, ăștia se roagă cu tata și cu mama. Mi-amintesc că am fost într-o familie undeva în Europa și am fost cazat în camera copiilor. Acolo erau teancuri de CD-uri, DVD-uri, de la filme creștine până la desene animate oculte. Și am auzit copiii întrebau pe mama, mai stă mult fratele la noi, acum erau în carantină.
Numai că am observat că atunci când era vremea de mers la adunare, îi ducea, cum era o vorbă la noi, cu arcanul. Adică aproape cu forța. Nu îi mai duci mult, că i-a cucerit lumea. Și o să creadă că e glumă, că nu-i chiar așa. Dar Dumnezeu nu glumește. Dumnezeu lasă păcatul până se adună. Și când întrece măsura răbdării sale, își varsă paharul mâniei. Și oamenii îl beau până la fund. Și se pot pierde chiar cei din casele noastre. Și din așa familie ce putea să fie binecuvântată. Să meargă delegații de îngeri, nu doar să anunțe sfârșitul, să meargă să-i adune. Că scrie în cuvintele Domnului și în Apocalipsa că la sfârșit îngerii au două misiuni. Să aducă prăpădul peste lume și să ne îmbarce pe noi în naveta cosmică. Ce se va întâmpla cu copiii tăi? Ce se va alege de ei? Să vă mântuiască Dumnezeu casa. Amin. Nu cumva să se salveze numai vreunul. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze, amin, cum spunea psalmistul în 67. Vreau să mai privim la două familii, dar noi privim la ei și ne uităm la noi, că Biblia e oglindă. Aparent te uiți la altul și te vezi pe tine. Să mai privim la familia lui Iacov, familie mai numeroasă, 12 băieți și o fată, treabă multă, gospodărie mare, o vreme a fost jinere, apoi s-a întors în locurile de naștere și au apărut probleme, sunt ispite. Și scrie în Genesa 28 că atunci când băiatul ăsta s-a dus să se însoare, să o luăm de la început într-un fir, Dumnezeu i-a spus versetul 15, iată eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni. Și când a auzit el că Dumnezeu vrea să fie cu el, versetul 20, a zis, dacă va fi Dumnezeu cu mine, oare își va face Dumnezeu vreme și de noi? De fiecare casă? Da, că ne iubește. N-a creat după chipul său și vrea să-i aparținem. Și nu cred că este familie de credincioși cărora Domnul să nu le fi vorbit. Drept dovadă că sunt în atenția Lui și vrea să-i binecuvinteze și să-i ajute, slăvit să-i fie numele. Au trecut ani, muncă, activități, familie și spune Scriptura în Genesa 35 că a zis Dumnezeu acestui bărbat. Și poate că va vorbi Domnul în felul acesta unor bărbați, de ce nu și soțiilor lor, versetul 1. Dumnezeu a zis lui Iacob, scoală-te, suie-te la Betel. Dar ce amintire avea Iacob la Betel? I-a spus Dumnezeu. Locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Iacob a zis casei lui și atenție și tuturor celor ce erau în casa lui. Vă sunt tată, Dumnezeu mi-a spus o vorbă pentru voi, scoateți Dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru. Și Dumnezeu v-a vorbit prin prorocie în seara asta. Curățiți-vă, schimbați-vă hainele, ca să ne sculăm, să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Și iată un om care a fost ascultat de familia lui. Ei au dat lui Iacov toți Dumnezeii străini care au mâinile lor și cerceii care purtau un urechi, Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. S-au dus și scrie în versetul 9, Dumnezeu li s-a arătat și i-a binecuvântat, mărit să-i fie numele. Dar nu, ne-a vorbit și Domnul în seara asta că vrea să-i binecuveze și pe unii care m-au și lucruri rele ascunse. Pe unii care n-au haine curate și au mai comis păcate, că bun este Domnul. Și la noi în biserică a fost o prorocie luna asta, că vrea Dumnezeu până în data de 31 să nu-i lase pe unul să treacă cu povara în anul viitor. Vrea să-i descarce de gestiunile vinovate și păcătoase. Un Dumnezeu bun cu Aradul și bun cu Clujul. Bun cu casele noastre. Dar vom asculta noi de cei ce ne cer aceasta? Vă veți mărturisi dumneavoastră până la sfârșitul anului? Ei au dat lui Iacov Dumnezeu străini din mâinile lor. Asta înseamnă că au venit Ruben, au venit Simeon, tata, uite, știi ce a fost la mine în dulap, uite-le. A venit altul, la mine au fost astea. Cred că a venit și nevăstuța lui dragă. Rahel a spus, dragul meu, și de tata m-am ascuns, dar acum vreau să o mărturisesc. La mine a fost în sac.
Bine a fost că s-o pocăi nevastă sa, că a fost prima care a murit săracă. La întoarcere înapoi de la adunare. Dacă ar fi să mai avem doar ore și zile, ce har să te fi pocăit astăzi. Și Iacov va putea să spună în ziua aceea, a fost mântuit și eu și nevastă. Știți că scrie că m-au stat la masă cu Avraam, Isaac și Iacov. Da, băieții sunt toți 12? Da, le scrie numele, au acolo loc rezervat în cetatea sfântă. Din 12 nu lipsește unul. Dar au mai făcut și ăștia prostii câte unul. Iuda s-a însurat cum s-a însurat, s-a întors înapoi, o plătit și el săracul, a murit nevastă, a murit doi copii, după aia s-a pocăit și când l-a văzut pe tată s-a necăjit, a zis să se mai necăjească tata odată pentru Beniamin, sau asta să nu mai văd. El a fost cu propunerea să-l vândă pe Iosif. Dar când Iosif i-a propus, nu mai vrei să vinzi unul, să scapi tu. Asta nu, rămân eu. Dovadă de pocăință autentică. Și iată că din aceștia 12, cu probleme cum au fost, dar nu s-au lăsat. Și Dumnezeu a binecuvântat toată casa. Aleluia. Și mi-l imaginez pe bătrânul Iacov la bătrânețe în pat, cum i-a chemat pe toți, o chema și nepoții apropii, măi, se pun mâna pe ei, nu mai pot eu fugi după ei acum. Și le-a dat la fiecare câte o binecuvântare deosebită și scrie în Geneza și-a tras picioarele în pat și-a dat Duhul și-a murit după o bătrânețe fericită. Să vezi pe copiii copiilor tăi, pacea să fie peste Israel. Și știau familiile din Israel că se poate asta, că așa a fost cu străbunicul Iacov, care a primit numele de Israel, cel ce se luptă cu Dumnezeu și cu oamenii și este biruitor. Să vă dea Domnul biruință în viața de familie. Biruința să vă fie mântuită toată casa. Și dacă sunteți unii care acum aveți probleme cu copiii, să-i adune Domnul ca cloșca pui sub aripi, cum a vrut Domnul să adune tot Ierusalimul și să-i mântuiască. Mare har! Dar vreau să vă arăt acum o altă familie care a avut și ea mari făgăduințe și din familia asta nu s-a mântuit decât unul singur. Vă citesc din cartea 1 a Împăraților, capitolul 11, era un tânăr viteaz, n-a putut să treacă neobservat, a fost pus administrator și într-o zi îl întâlnește un proroc. Și spune Scriptura aici, citesc de la versetul 37, pe tine te voi lua și vei domni peste Israel, e vorba de Ieroboam întâi. Peste tot ce îți va dori sufletul, vei fi împăratul lui Israel, mari făgăduințe. Dacă vei asculta tot ce îți voi porunci, dacă vei umbla în căile mele și dacă vei face ce este drept înaintea mea, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut robul meu David, voi fi cu tine. Îți voi zidi o casă trainică, cum am zidit lui David și îți voi da ție pe Israel. Știți că în vremea aceea monarhii aveau orice își doreau în țară. Dar ce s-a ales de aceste promisiuni? A putut peste ani să se spună, Ieroboam a fost binecuvântat, el și copiii lui. Așa era dacă era rege, nu? Pe baza dreptului monarhii, fiii lui să stăpânească peste Israel. Și tot ce va lega de Betel, același Betel unde Iacov și-a mântuit familia, e același Betel unde Ieroboam și-a nenorocit familia. Pentru că primul și-a chemat la închinare, la adunare, a stăruit de ei, a făcut altar și l-a ascultat. Al doilea a schimbat tipul de închinare. Vedeți, în vremea noastră sunt atâtea moduri de a te închina, atâtea locuri care le spune biserici, dar sunt toate ale Domnului? Orice mod de închinare este acceptat de Dumnezeu? Acest Ieroboam a zis, vin cu o propunere nouă. Să nu mai meargă evreii la Ierusalim acolo să se închine după modelul templului, le fac eu aici o capiștă, să se închine aici. Turnăm un vițel de aur, un idol și aici la Betel facem un, scrie în Amos, un locaș sfânt a împărăției. Și-a rânduit o sărbătoare, a instituit preoți și mergeau oamenii acolo și credeau că este tot Betel, casa lui Dumnezeu. Dar era așa? Nu era așa.
Dragii mei, nu există mai mare înșelare decât înșelarea religioasă. Și spunea Domnul Hristos, Matei 7, mulți vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am rostit noi numele Tău. Dumnezeul nostru este sfânt. Și nu accept orice închinare. Scrie în Isaia 1, n-am nevoie de berbeci, eu nu am vrut să fac abator la templu, nu de viței nevoie. Dacă nu veți înțelege să nu uniți sărbătoarea cu nelejuirea, nu vă mai rugați. Că oricât de mult vă rugați, n-ascult. Dumnezeu nu are nevoie să-i cântăm așa că n-are cine îl aplauda în cer, că toată oștirea cerească îi cântă slavă neîncetat. Dumnezeu vrea să-L înțelegem că e sfânt, că este bun și să devenim ca El, să aducem o închinare curată în Duh și în adevăr. Și în felul acesta ne va primi și ne va binecuvânta casele. Altfel, tragedie. Poți o vreme să slujești formal, dar știi ce face asta? Îți aduce mai mare osândă înaintea lui Dumnezeu. Ești mai vinovat decât cel ce nu o face. Dumnezeu să vă binecuvinteze casele. Îndemnați-vă copiii urmașii, cum i-a îndemnat Iacov, când ne suim la Betel, nu ne suim oricum, ne sfințim, ne curățim, că Dumnezeul nostru vrea să ne primească. Atât e de bun Domnul, încât, hai să vă citesc cum e Dumnezeu, că vreau să vă citesc exact cuvintele Lui, să nu mă fac eu comentatorul cuvintelor lui Dumnezeu, să mă fac doar purtătorul de cuvânt al cuvintelor Lui. Cartea Exod, capitolul 34, versetele 6 și 7. Moise, cel care a vorbit frecvent cu Dumnezeu, a vrut să-L cunoască mai îndeaproape. Și Dumnezeu a spus, nu poți să mă vezi, dar dă-mi voie să îmi fac o descriere. Domnul a trecut pe dinaintea Lui și a strigat, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu. Și vă rog să observați că până la un punct e atâta bunătate în Dumnezeu cât ne mirăm. Este plin de îndurare, rețineți, plin, milostiv, încet la mânie, plin de bunătate, credincioșie, își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni. Iartă fără de legea, răzvrătirea, păcatul. Vedeți de ce Dumnezeu mântui oameni? Astea sunt calitățile Lui. Mare și bun mântuitor avem. Dar ascultați ce scrie mai departe, nu cumva să ne se pare că atât e Dumnezeu. Dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în loc să-ți vezi binecuvântați pentru că ai greșit, o să-ți vezi nenorociți până la al treilea și al patrulea neam. Adică Dumnezeu te iartă când te pocăiești, dar e așa de sfânt încât dacă nu te pocăiești, orice ți-ar fi promis nu-ți dă și nu-ți poate împlini niciun bine și nu te binecuvintează. Acest Ieroboam s-a bătut din căile Domnului, s-a dat după idoli și Dumnezeu, care, așa cum vă spuneam, este atât de bun, i-a trimis un mesager să-i vorbească. Într-o zi era acolo la altar. Imaginați-vă că ar fi fost Ieroboam aici în față. Spună că noi ne-am putea lăuda așa, să vă spunem la toți, nicio problemă, stați liniștiți, noi vă facem o poză, exact o să ne întâlnim în rai și ne uităm, spune, tu ai fost de rândul al doilea din poză, știi? Nu mergi la Dumnezeu cu din asta. Catastifele-s la el, spunea Ioan Botezătorul, noi numai vă botezăm, dacă a intrat în cer, unul care are lopata și focul și își va curăți area cu desăvârșire. Și pentru că și-o permis Ieroboam să-l sfideze pe Dumnezeu, să spună că orice slujbă e slujbă, vine un proroc și spune, ce-i cu asta? Și-a dat un semn, altarul se va despica, cenușa de pe el se va vărsa și împăratul a crezut că e împărat. Să-ți prindeți-l! Mă, nu și-o mai putut trage mâna. Te joci cu Dumnezeu? Și-o zis câtă proroc, nu vrei să te rogi pentru mine? Și prorocul s-a rugat. Și-o tras mâna și tot nu și-o revenit. Pentru că scrie aici în 1 Împărați 13, versetul 33, după întâmplarea aceasta, Ieroboam nu s-a bătut de la calea lui ce are. Că Dumnezeu îți vorbește astăzi, îți vorbește încă o dată și apoi, el a pus mai departe preros, mai departe și mai trecut un timp. S-a îmbolnăvit un copil în familie. Și trimite la proroc pe nevastă sa, că lui a fost rușine să mai meargă. Auzi, stai prorocul Dumnezeu, mi-a spus tot ce se va întâmpla. Vezi, trăiește copilul sau moare. Și Dumnezeu îi spune la proroc, vezi că vine prima doamnă. Și întreabă, spune-i așa, ascultați-mă, vă citesc, ce tragedie.
prin prorocul prin care Dumnezeu i-a promis totul, acum să-i spună că va fi nimicit totul. 1 Împărați 14, versetul 10. De aceea voi trimite norocirea peste casa lui Roboam și voi nimici pe oricine este lui Roboam, fie rob, fie slobod în Israel, și voi mătura casa lui Roboam cum se mătură murdăriile până va pieri. Cel ce va muri în cetate din casa lui va fi mâncat de câini. Cel ce va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului, căci Domnul a vorbit. Dar n-a vorbit că îl binecuvintează. Ba da, pe cine se teme de Domnul. Așa scrie în Psalmul 128. Fericit de omul care se teme de Domnul și umblă pe căile lui. Ești fericit și îți merge bine să vezi pacea peste copiii tăi și neamul tău să fie mântuit. Dar dacă nu e așa, te mătură Dumnezeu. Dar totuși Dumnezeu atât de bun încât s-a uitat înainte de a mătura. Nu mai ești vreun ceva de aur printre gunoaiele astea. Tu scoală-te, du-te acasă. Și când îți vor păși picioarele în cetate, copilul va muri. Tot Israelul va plânge și îl vor îngropa, căci este singurul din casa lui Roboam care va fi pus într-un mormânt. Pentru că este singurul din casa lui Roboam în care s-a găsit ceva bun înaintea Domnului Dumnezeului Israel. Și dacă este o familie dată nimicirii, Dumnezeu nu nimicește la grămadă ca și catolici în noaptea Sfântului Bartolomeu, cum zic, eu moară pe toți, Dumnezeu să-i aleagă, e și alege. Susunul a fost bun? Să-l luăm la noi. Asta spun că poate sunt unii care sunt în familie care nu vor să slujească Domnului. Nu vă pierde Dumnezeu. Îl adună și pe unul dacă este. Dar noi vorbim în seara asta de binecuvântarea de a putea fi mântuită toată casa. La Betel, Iacov a avut o casă salvată în întregime, la Betel, Ieroboam a avut o casă pierdută și s-a salvat numai un copil. Unul din cumnații mei a făcut parte într-o familie cu 12 copii. Credință ortodoxă. Și frații au misionat în zona aceea și au venit mai mulți la adunare. Și tata cumnatului meu și vreo 3-4 fraze a lui, o soră, două. Și un frate a avut un vis, se făcea că s-a dus la pescuit și a prins, a aruncat nevodul și s-a umplut plasa. Dar când nu a luat acasă, numai unul avea. Și peste an numai cumnatul meu a rămas dintre ei. Nu au fost serioși niciunul. Dumnezeu le-a acordat șansă. Dar șansa lui Dumnezeu are limitele ei. Și trecem la cea de-a treia pereche de familii, una din nou salvată toată și alta salvat unul. Cartea profetului Ieremia, capitolul 35, ne prezintă o familie din afara Israelului. Că Dumnezeu nu-i părtinitor să uite peste tot pământul. Să vadă ce e de cules, ce e de ales, cine vrea, cine nu vrea. Ce Dumnezeu bun avem, trece cu mântuirea prin fața dumneavoastră. Pe la poarta casei și-ar vrea să intre să-i mântuiască pe toți. Și în Ieremia 35 Dumnezeu a vorbit unui proroc să cheme pe reprezentanții unei familii care data de câteva sute de ani, să-i poftească, să le dea vin. Și bărbații aceia au zis, citesc de la versetul 6, noi nu bem vin. Dar de ce? M-a avut un tată, îl chema un Adaf, lui Recab, și pe care scrie Cartea Sfântă că era un om cu inima curată. Și le-a spus, băi băieți, noi suntem un neam mic. Eu vă dau niște sfaturi, dacă vreți să mă ascultați, să nu beți vin, să nu-ți discase, să nu se dizvii, eu am o dorință pentru copiii mei, nu-mi doresc să fie bogați. Ce tată înțelept a zis, așa scrie aici, în versetul 7. Toată viața să locuiți în corturi, dar să trăiți multă vreme. Ce ai vrea? Să aibă copiii tăi casă mare, să moară repede sau casă mică să trăiască mult? Ce ai vrea, să fie oameni mari și să moară repede sau oameni mici, da, să nu li se stingă neamul? Un tată înțelept, care a văzut că viața este mai de preț decât îmbrăcămintea, decât hrana, că uneori așa trudim pentru copiii noștri să nu le lipsească una. Și la urmă, la pachet cu tot ce le-am dat, e în pachet moartea, ultima de despachetat. Dar sunt tați și mame care se gândesc la copiii lor, la viitorul lor. Eu cred că acest tată a avut un raționament foarte înțelept. O zi, măi băieți, voi sunteți un neam mic. Și așa-s vremurile aici, că dacă alții care sunt neam mai tare și te văd că ai ceva, vin peste noapte și te cotropesc și te omoară ca să-ți ia casa și averea. Da, dacă voi să fi săraci, cum zice proverbul, pe un sărac șepte, hostul pe fura. Dar n-au ce să iei. Dacă o să vadă toți că ăștia n-are rost să-i atacăm, că
N-au numai cât de trai. Voi să scăpați. Și cred că s-a mai gândit tatăl ăsta, dacă copiii mei nu o să fie tare după avere, că a spus-o Domnul Hristos, nu altul, că bogații intră mai greu în rai. Cum le-am spus eu la unii care tot au zis că merg în America, să că acolo se pot îmbogăți, am zis, băi, băgați în seamă că eu din cât am văzut, din America e mai departe de ajuns în rai decât din România. Și le-am spus, dacă voi veți fi păziți de lucrurile astea, voi nu vă veți certa, nu veți avea probleme. Nu știu eu tot ce a fost în mintea lui, dar a fost un tată care a gândit bine și ce-a făcut, ce n-a făcut, a reușit să se facă ascultat de copiii lui. Murise de când a trăit Ionadab până la Ieremia, au trecut 200 de ani. Era mort de mult putred bătrânul. Dar copiii au zis și au spus tata. Dragi copii, voi știți cu ce vi se răsplătește ascultarea de părinți? Cu multe zile și chiar cu veșnicie. Dar ascultarea de părinți în vremea noastră nu-i prețuită. Că fiul risipitor a plecat de acasă, a crezut că tata nu gândește bine. Numai când s-a întors înapoi, a zis, oh, ce-mi vine acum să-l ascult pe tata. Dar mai presus decât părinții noștri, să-l ascultăm pe părintele nostru ceresc. Că știți de ce i-a dat Dumnezeu, l-a trimis pe Ieremia la oamenii ăștia, să-i spună cât de mult suferi el ca tată. Că Ionadab lui Recab a dorit ca fiul lui să trăiască mult aici. Dumnezeu nostru vrea să trăie mult în cer. Dar totul depinde de ascultarea noastră. Dacă vom înțelege ce lucruri au valoare. Dacă vom înțelege că lucrurile pe pământ sunt doar așa, cum spunea Domnul Hristos și cum repeta Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 7, căci noi n-am adus nimic în lume. Ați venit careva cu bagaje? Să știm să nu pierdem inventarul. Și nici nu luăm cu noi nimic din ea când vom pleca. Și dacă îi punem bagaje, acolo rămân, la prima stație. Nu le duce nimeni. Dar dacă avem cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi? Chiar că e de ajuns, că dacă iei mai multe haine cât e necesar, nu mai transpir, nu? Și dacă mânci mai mult decât ții porția, te îmbolnăvești. Atât este. Da, pentru că viața, a spus-o Domnul Hristos, e mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Să prețuim valorile eterne. Să știm ce să facem ca să trăim multă vreme. Fericit de părinții care gândesc așa și de copiii care îi ascult. Că, dragii mei, dacă e vorba de fericire, cel absolut fericit este Dumnezeu, singurul fericit. Și El își dorește fericire pentru copiii Lui. Că a spus Domnul Hristos că dacă cere un copil la tată ceva, nu-i poate da ceva rău, dar Dumnezeu nostru. Scrie Luca 12 că ne dă cu plăcere împărăția. E și pregătită, și masa e pusă, veniți că și toate sunt gata. Dar uneori suntem prea frământați pentru aici și pentru acum. Și a zis Dumnezeu un cuvânt pentru casa asta și scrie aici în Ieremia 35, versetul 18. Așa vorbește Domnul oștirilor Dumnezeului Israel și repetă ăștia, nu erau evrei. Pentru că ați ascultat de poruncile tatălui vostru Ionadab, pentru că ați păzit toate rânduielile lui și ați făcut tot ce v-a poruncit el pentru aceasta. Motivație. Așa vorbește Domnul oștirilor Dumnezeului Israel, Ionadab fiul lui Recab, nu va fi lipsit niciodată de urmaș care să stea înaintea mea. Să-ți făgăduiască Dumnezeu din ai tăi întotdeauna o să fie la mine, la curtea regală. Să vă binecuvânteze Dumnezeu neamul, să-i vedeți pe mulți în rai. Nu știu câți urmași aveți. Eu din câte știu în țara asta cunosc o soră la Voitinel care are vreo 500 de urmași. Poate nu vă vine să credeți, așa-i? A avut 16 copii, toți la rândul lor au peste 10 copii și are nepoți și strănepoți și stră-strănepoți. Sute de urmași. Oameni sănătoși în credință și fizic. Că de aceea au putut naște atâția. Și să-ți făgăduiască Dumnezeu să-ți vezi urmași, asta e mare binecuvântare. Și nu oriunde, știți ce-o promis la asta? O să stea înaintea mea. Acolo în cer este o mare de sticlă în fața tronului Dumnezeu. Acolo e rezervat pentru oameni. Îi suntem așa de dragi lui Dumnezeu că vrea să ne ducă acolo. Și să ducă din ai tăi
mers în județul Bistrița și îmi spunea o soră, zice, frate, am avut un vis cu tine. Se făcea că trebuia să ne aranjăm biserica Domnului în așteptarea lui. Și am auzit o voce printre alte lucruri și a zis așa, doi dintre copiii lui Iosif să treacă pe primul rând. Să nu vă spun ce bucurie am avut. Sunt bucuroși pe rândul al doilea și pe rândul al treilea. Dar să fii acolo înaintea Domnului, Dumnezeu să vă dea harul acesta. Amen. Și mă amintesc o ultimă familie, întorcându-mă la cartea 1 Samuel, capitolul 1 și 2 și 3 și 4 și gata. Că n-a durat mult povestea acestei familii. Este scris aici, versetul 3, acolo se aflau cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, preoți ai Domnului. Înaintea Domnului oștirilor, scrie aici. Dar preoții aceștia își făceau de cap, credeau că Dumnezeu îi pleca de acasă și îi fac ce vor. Și-a trimis Dumnezeu la ei un om. Și scrie în capitolul 2, versetul 28, vorbește la tată sau la bătrân încă trăia. Eu l-am ales pe tatăl vostru, neamul vostru, dintre toate semințiile Israel să fie în slujba mea, în preoții, am dat casei tatălui toate jertfele mistuite de foc și aduse copiii lui Israel. Pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele care am poruncit să-i aduc în locașul meu? Și a zice că e un tată bun. Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine ca să vă îngrășați din cele din roade luate în toate darurile poporului meu? De aceea, iată ce zice Domnul Dumnezeu lui Israel. Spusesem că și casa ta și casa tatălui tău o să umble totdeauna înaintea mea. Și acum zice Domnul, departe de mine lucrul acesta. Am schimbat hotărârea. Căci voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cine mă disprețuiește va fi disprețuit. Și să știți că Dumnezeu nu-i om să-i pară rău. Când te leapă de Dumnezeu, nu-i mai intri în grație niciodată. Și a spus Dumnezeu acestui bărbat, versetul 31, vine vremea când voi tăia brațul tău și brațul casei tatălui tău, așa încât nu va mai fi niciun bătrân în casa ta. Versetul 33, voi lăsa să rămână altarul meu numai pe unul dintre al tăi, ca să ți se topească ochii de durere și ți se întristeze sufletul. Toți ceilalți din casa ta vor muri în floarea vârstei. Doamne, atât ești de drastic. Și așa s-a întâmplat. A rămas numai unul. Generații mai încolo a fost pedepsită și rămășița aceea. Tata a știut și le-a spus ceva, și atenție la toți care facem slujbă și credem că ne putem juca de-a mântuirea și de-a sfințenia. Spune în 2 cu 25, dacă un om păcătuiește împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu, dar dacă păcătuiește împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el? Totuși ei n-au ascultat de glasul tatălui lor. Ca și Recabitii, și aici era un mare preot care le vorbea. Și ei erau în slujbă, ceilalți n-aveau nicio slujbă. Și Dumnezeu i-a îngăduit, i-a răbdat. Și a vorbit apoi Domnul prin Samuel, scrie în capitolul 3, versetul 12. În ziua aceea voi împlini asupra casei lui tot ce am rostit împotriva casei lui. Voi începe și voi sprăvi. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna, din pricina fără de lege de care are cunoștință și prin care fiul lui s-a făcut vrem să fie lepădat fără că el să fie oprit. De aceea jur casei lui Eli că niciodată fără de legea casei lui nu va fi spășită nici prin jertfe, nici prin darul de mâncare. S-a și temut Samuel să-i spună acest mesaj. Parcă niciunul n-am vrea să fim purtător de cuvânt, să spui unei familii, v-o sorti Dumnezeu pierzării. Mai degrabă ne-am bucurat să vă dorim binecuvântare. Așadar, repet și închei, torcându-mă la Psalmul 128. Vreți să vă fie mântuită toată casa? Amin. Și vecinii, am spun. Să se îndure Domnul de toți și de alții. Dar dacă vreți să vă fie mântuită toată casa, să fie salvată calul noi de la potop, aduceți copiii aici, la făcut pe corabie, și spuneți-le, băi copii, trebuie să ne pregătim de îmbarcare, că se aud semnale, pornim! Să nu fim ca lui Lot, care apucăm urdăcini spre lumea asta vinovată, imorală, și când vrem să-i adunăm, nu mai pe cine, nu mai cred, și-au pierdut credință. Dacă Dumnezeu ne-a chemat la Betel, la un loc de întâlnire cu El și în seara asta suntem aici, și cred că și-au dat ați fost,
Atunci să ne convocăm familiile cu regularitate, cum a spus Dumnezeu lui Iacov, locuiește acolo, ceea ce înseamnă, crede, unul lipsi. Și fie ca toată casa să ne asculte și la acest sfârșit de an să se smerească, să se mărturisească, să se pocăiască înaintea Domnului. Să nu fim ca și casa lui Roboam, care a crezut că și el se închină, dar n-a ținut cont de legile sfinte, de adevărurile eterne. Și Dumnezeu a rostit sentința. Să ne amintim de casa lui Ionadab și lui Recap, că Dumnezeu i-are în vedere pe toți oamenii, toată fața pământului. Și când îi vede că ascultă, scrie în Biblie că și Dumnezeu își întinde privire din cerul peste tot pământul să vadă pe aceea căruia inimă este întreagă a lui și cercetează și îi mântuiește. Binecuvântat să-i fie numele. Îmi spunea o familie din Banat. Sora era dintr-o familie de credincioși, dar s-a măritat în lume, cum spunem noi. Pe vreme, mama s-a arunsese în spital în Timișoara, ei locuiau unui hei și s-a dus să o viziteze și când să se întoarcă, să teau la ocazie, la drumul spre Nicolae Mare și Dumnezeu a trimis pe un frate tigerea taximetrist, du-te, că astăzi vreau să cercetez pe cineva cu mântuire. Și Domnul îi spune, mai înea cu un frate, ia femeile astea două mașini, era asta și cu sora ei, mergea o cântare, cred că le-a și vorbit ceva și astea încep să plângă. Și când ajung acasă, se vede bărbatul plânge, a murit mama, zice nu. Dar astăzi m-am hotărât să mă pocăiesc. El ce treaba ta, că tu ești născută la pocăiesc, dar să nu crezi că și eu mă pocăiesc. Eu mă pocăiesc, a zis ea. Și-a dus o timp de 3 luni la biserică, la Elim, la Timișoara, regulat, el mergea în piață. Și după 3 luni, într-o duminică dimineață, o lasă pe ea la biserică, ceva străzi din lucru, se întoarce și ajunge în fața bisericii. Băi, ce mă încurc, încerc pe altă parte, a doua oară ajunge în fața bisericii. A treia oară încerc altă variantă, a treia oară ajunge în fața bisericii. Băi, eu sunt bănățan, cum mă nu știu Timișoara? Și zice el, ăsta cred că e ceva semn, ia să intru și eu în adunare. Și în ziua aceea Dumnezeu l-a chemat și pe el. Acum au forândul lui să spun la nevastă, nevastă, eu mă pocăiesc. Pe drum să înțeleg, dar oare ce o face copiii? Aveau 6 copii, de acum mai mari. Le-au spus la copii și copiii așa pe rând au început să vină. Când s-au dus la adunare, la un moment dat zice un frate, la noi în adunare a fost o descoperire că Dumnezeu vrea să mântuiască o casă întreagă. Văd că e a voastră. Și acum, într-adevăr, toți 6 și cu părinții 8 și căsătoriți, toți sunt în casa Domnului. Și cu ce bucurie îmi povestea tata că Dumnezeu l-a salvat pe el după ce i-a salvat nevasta și apoi i-a salvat și copiii. Că asta vă dorim. Așa cum scrie aici în Psalmul 128, de unde am început și unde terminăm, că mai departe continuați dumneavoastră. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui, căci atunci te bucuri, ești fericit, nevasta ta, copiii tăi sunt roditor ca vița, ca măslinul. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul, ca noi și ca ceilalți sfinți. Să te binecuvinteze Domnul din Sion. Să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale. Să n-ai nici copii, nici nepoți nemântui. Să nu te întristeze nimeni. Să vezi pe copiii copiilor tăi. Pacea să fie peste Israel. Și apoi când o să ne învieze Domnul în cealaltă dimineață și o fi tineri, nu numai nepoți, o fi tineri și noi, să începem ziua cea lungă, veșnicia cu Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.